Salutare, salutare, vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Bedwars aici pe iPixel. Bine, vereșanilor, astăzi o să avem parte de un episod puțin mai special și suntem alături de fratele Ascarion! Oh my god! Mamă, cum arată Ascarion, cât de awesome e, vereșanilor! Păi ce, brodere, stai că-mi iau și ochelarii aici, unde? Stai că-mi pun și ochelarii, păi da, ce facem? Păi da, ce facem noi aici, bro? Hopai, gata, jucăm Bedwars cu ochelarii? Hai să facem challenge, Mane, ce zici? Hai să facem challenge. Mamă, da. cum se vede la mine, bro. Hai să jucăm așa. Mamă, ce cocălar suntem noi, bro. Nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like. Adevărat. Mamă, dar cum se vede Ascarion? Deci nu vine să cred, bro. Parcă mă simt într-o altă galaxie. Salut! Bro, și efectiv mă deranjează, nu știu, efectiv simt la nas ceva, măi, ca și da, cum... Da, știu, se simte așa ciudat. Da, ca și cum m-ar incomoda, știi? Doamne! Oh, se vede și așa întunecat la mine, am ochelari de ăștia, super shanky, de la sormea. Da, a tăi, mai frumos, bro, mai frumos, ești de săraci, adică la 15 lei. Da, cum a fiecare după posibilități. De asemenea, vereșanilor, nu uitați acolo decât mai multe like-uri pentru fratele Ascarion și subscribe-uri și follow pe Instagram și toate cele. Da. Așteptăm aici să vedem ce o să reușim să facem. Na, Ascar, eu nu mă așteptam, sincer, să spui ochelarii pe față. Adică, efectiv, am intrat în confort frumos, ne-am pregătit un alt, am mai făcut câteva teste și am dat bătaie. Încolo, când s-a întors, pac, avea ochelarii pe față. Nu, dai. Asta înseamnă să fii foarte... Mamă, ce challenge fac eu, uite, salutare, da. Vereșanilor, mamă, cum se vede să te uiți pe filmare, cum îi ține. Salut. Am uitat ce vreau să zic, mamă, doamne. Ce vrei să zici? Că vedeți scammer. Da, doresc cât mai multe dislike-uri la acest videoclip, deoarece vrei și mi-a dat scam. Am înțeles, s-a dus. I-am dat mare scam. Mamă, bro, trebuie neapărat să mergem pe atac. Ce zici, mergem pe atac? Mă ocup mai întâi de defensivă puțin, facem acolo niște blocuri. Ok, o să pun eu atunci pe pat, bine? Adică o să eu zic de pe acum, la Bedwars dau cele mai multe rage-uri, deci nu știu. Nu-i problemă, o să dea bine, da, am văzut pe live stream-uri, o să dăm foarte multe rage-uri, adică dacă mai vedea acum cât de cocălărește stau acum, ce challenge de bun facem noi, vereșanilor. Trebuia să-mi pun și un lans la gât. Mamă, păi ești nebun, erai direct cel mai mare cocălar al Bucureștiului, direct. Vezi că vine așa. Ai grijă, aolo, m-am împins, nu cred, nu știu cum m-am împins, dar m-am împins. Mi-a dat mare castană, vereșanilor. Bă, ce-ai făcut? Ai murit? Mai avea puțin, îi spărgeam patul. Nu-i problemă, mamă, dar e greu să văd, mani, cam greu văd, nu știu. Asta e ideea cu challenge-ul de nevăzători. Dă-i acolo. L-am bătut, dă-i. Dă-i, așa, bravo. Mamă, ce fac aici ochelariștii, mamă. Uite, încă unul, mai încă unul, și-o la respawn. Dă-i. Nu. Asta zic, bro. Dă-i. Bravo. Bine, bă, ochelariștii, forță! Mamă, echipa petardă, dar cum stau ochelarii ăștia, Ascarion, deci nu pot să văd bine, efectiv. Eu, pentru mine e un adevărat challenge, nu știu pentru tine cum e, dar pentru mine... Bro, ție-ți vine să crezi... Spat distrus. Da. Bro, ție-ți vine să crezi că eu toată vara nu am prea... Nu am purtat ochelari mai deloc, efectiv. Da, nici eu, nu prea sunt cu ochelarii de soare, nu știu. Astea. Doar pentru episoade ține, vereșanilor, adică despre ce vorbim aici. Echipa petardă. Uite, o să-ți dau ție 6 bucăți de gol, să zici, tu armură. Așa. Okay, cu mare drag. Și Ascarion, cum ți se pare vacanța de iarnă, de Crăciun? Cum s-ai petrecut Crăciunul, brodere? Păi a fost super mișto, sincer, nu prea s-a simțit că a fost Crăciun, din cauza că n-a fost zăpadă, mă. Ce Crăciun e fără zăpadă? Deci nu vine să cred că ăsta e primul Crăciun în care efectiv nu avem zăpadă. Adică până acum, ba era înghețat, ba era brumă, ba un alt, așa cum a nimic. Efectiv. Bro, noroi. Da, adică în loc... Am primit un cadou. Pe bune? Da. De la cine? Gen un cadou în Minecraft, acum. Cum ai reușit, lol? La generator, am primit rar gift. Un cadou? Ia o ziți. Nu știu, bro, ce gift. Bro, dar eu trebuie mă simt ciudat cu ochelarii ăștia, mă jur, Ina. Nu mai pot. Asta e și ideea. Deci e greu. Trebuie să-mi iau cât mai multe blocuri și... Uite, și tu ți-ai dat claim. Ai primit 15 coinuri. Ia-le tu. Da, am văzut. Ia zi, Ascarion, câte like-uri strângem la acest clip? Dacă strângem
Hai 100, 100? 100 sau 100, 150, ce zici? Hai că e prea mult deja, cred că 100. 125. La 125 fac videoclip cu twerk. Mamă, face twerk la început. Hai că mai ne vezi că se strâng. Deci la următorul videoclip pe care îl filmăm să fac twerk la început pentru 125 de like-uri. Man, eu am o problemă puțin aici, am nevoie de ajutor. L-am bătut pe unul și mă bate asta. M-a bătut. Ok. Stai că vin acum. Da, e super. Trebuie să fim calm. Uite, ia de aici o sabie de stone. Ok, mulțumesc. Să-mi iau și o rapid armură și mergem din nou pe ei. Mm-hmm. Să-ți iei... Nu, mergem pe ei. Să încerci eventual să-ți iei niște unelte, cum ar fi un topor sau târnăcop. Da. Okay, dacă mai poți. Nu, eu mă duc cu puțin să-mi abat. Mai fac un kill, un alta, poate reușesc să le distrug patul cumva. Îi bat aici pe băieții ăștia grei. Mamă, cum dă ăsta? Mamă, cum dau, aulu! Am nevoie de ajutor, domnule Ascarion. Mai strâng aici puțin și vin forță. Am încă un gift. Ce primește la gifturi, deci nu vine să cred cât tabula nu are. Ascarion... Tu ești aici deja, am înțeles. Am putea merge și la Blue, de asemenea, dacă vrei. Merge peste tot. Ascarioane, am o problemă foarte mare și sunt convins că o să mă poți ajuta. Cum aș putea, sau ce ar trebui să fac ca să scap? Aolo, au venit ăștia la noi, bro. Am căzut, apropo. Nu, mamă. Ne-a spart patul? Da, ne-a spart patul, nu știu cum. Fix atunci când au venit, eu am căzut. Mamă, bine că te-ai respawnat, mane. Sau ai murit? Nu, am murit. Mamă, uite, stai aici. Ce am vrut să spun? Ce ar trebui să fac ca să nu mai spun mane în continuu? Că spun în continuu mane, fără să vreau. Păi uite, fă un pariu cu cineva. Dacă mai spui o dată mane, trebuie să dai câte 2 euro per mane. Mamă, eu sunt pagubă. Opa, scuze. Ups. Stai un pic asta. Mi-am luat de asta. Ai grijă să nu te omoare. Uite-l. Nu! Mamă, na, ne-au bătut, am înțeles. Ne-am dus. Te-au murit pe tine? Din păcate, prima încercare n-a fost cu atât de mult noroc. Da, sperăm că al doilea meci o să fie cu mai mult. Bro, e pauză de publicitate, poți să-ți dai pentru moment ochelarii jos, ne punem așa, uite, să-l vedeți pe Ascarion, că nu l-ați văzut până acum, poate, unii dintre voi. Data asta ca să avem noroc. Mamă, adevărat, îi punem așa? Hai. Fără Caterica. Da. Fără Caterica. Ca să avem noroc, a doua rundă. Mamă, dar cum vi se vede, deci nu cred. Eu așa bine pe clip. Mamă, dar eu văd, nu-i bine, stai, așa, uite, pe nas cumva. What the fuck, cum se vede, frate, deci ăsta e un adevărat challenge. Oare au mai fost cineva care a jucat, a făcut challenge-ul ăsta, că nu am văzut, sincer, răspund. Nicio. Eu chiar urmăresc YouTuber, dar nu prea am văzut, nu am văzut deloc. Nu știu. Mai aveam niște ochelari de la Mac cu urechiușe, dar... Mamă, ăia erau, Caterinca, stai că nu pot să-mi fixez. O să trească să stau așa încruntat cum vrea. Mamă, nu pot să vorbesc, Ascarion? Uite cum mi-am prins la căști. Pe bune? Uite, acum se iau super ciudat, gen văd jumate bine, jumate în ochelari. Da, asta e problema, că asta e și la mine. M-am panicat. Cauza asta. Da, e ok. Let's go. Hai să vedem. Mamă, deci trebuie să ridic capul, ori trebuie să las în jos. Una din două. Să scrie lumea în comentarii ce challenge să facem în următorul video. Da, adevărat, dacă mai vreți ceva challenge-uri aici cu fratele Ascarion, chiar vă invităm să ne lăsați acolo în secțiunea de comentarii, pentru că chiar ne propunem să facem mai multe challenge-uri aici interesante. Așa e, Asca? Da, să fim boșii. Let's go. Mamă, eu mă duc. Deci, fiți atenți. Cineva să numere în comentarii de câte ori spune Vereș în clip mane. Ok, și atâția euro trebuie să-i dau la Ascarion. Da, și atâția euro trebuie să-i dau mie, deci hai. Bro, îmi tremură ochelarii. Nu știu de ce, nu văd nimica. Nu mai am blocul, nu mai am. Mai ai? Nu, nicio. Ma. Ți-a să mi pun și eu, mamă. E greu. Am putea să facem un challenge de la... Gen, să ne punem cărți pe cap și dacă ne-a căzut cartea, trebuie să ne oprim din joc ca să ne punem cartea la loc, știi? Mamă, deci ce idee are Asca? Acum, mă mir cum de nu le-ai pus până acum în practicare, bro.
Practic... Nu prea am avut cu cine. Lasă că acum o să ai. Da. Văd că ăștia de la Pink se duc către cei de, ceilalți, cei de la, nu știu ce... Îi luăm prin surprindere. Da. Ăla unde ne vede? Nu ne vede. I-a văzut, cred că. Hai că am sărit, dă-i. Du-te, distruge patul. Distruge. Așa, distruge tu. Distruge, te țin, distruge. Vezi că vine spate. Distruge. E lemn. Distruge. Nu, bloc mai aveam. Aolo, eu o să mor, bro. Vine acum. Haide, că eu sunt aici la ei. Nu, m-am băgat Gepel. Dar o să mă bată în curând. Nu te văd, proștii. Nu mă văd, că scos shift-ul. Te-ai băgat? Da, stai, că mă mor. Ah, fuck! Mamă. Mă bătut și pe mine. Te-a bătut? Da, m-a bătut. Trebuie să ne luăm unelte neapărat, că e jale. Da. Stai că-mi iau acum... Îți iei tu, bine? Da, îmi ce? Iau farfece. Ok. Hai să vedem. Gata, hai că mi-am luat. Mamă. Am primit încă un gift. A, dar știi ce? Îți dă coin-uri, mă, puncte. Ok. Ia pe ăsta, aolo, s-ar putea. Mamă, m-am omorât. Te-ai dus? Da, cum o pus. Să ne luăm săbii. Cum o pus blocul ăla în colț, frate. Fii atent, ia tu sabie, uite, ia gol de aici, ia tu sabie ca să-i bați și eu în timpul ăsta le sparg. Ok, stai să-mi iau o bucată, că am nevoie de 7 bucăți. Mai au niște blocuri. Tactică. Da, mare tactică aici, dar să știi că e destul de greu cu ochelarii ăștia, adică, nu știu, mie e incomod, nu știu. Deci pentru challenge-ul ăsta, că nu facem 125 de like-uri, ne lăsăm de YouTube. Da. Aolo, mama, Scarion, ce mi-a făcut asta. Mamă, și-a luat de-alea de iron. Ok, am înțeles. Hai, vină, firea aia, dracu. Vine acum. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu ăla. Mamă, vine yellow, bro. Vine yellow? Da. Pune TNT, băia, tu. Vin amândoi pe noi. Am înțeles. Pune blocuri. Pun aici. Vin amândoi. Nu! Pun aici blocuri. Nu. Ok. Dau unul acum. Per. Mă omorât, mă cac în el. Unde-i mane? Aolo, mamă, o puși, gata, ne-am dus. Vezi, dreapta. Mamă, vin din toate părțile! What the fuck, câte tare! Toți spre noi! L-am pins, dă-i-l ăla! Mort? O sărit! Mort? Și acum dreapta! Next! Mamă, bine, Ascarion, ce face Ascarion, wow. Vereșanilor, incredibil! Ascarion într-o stație de 5, de 1 versus 3, câte ai, mamă? Da, cam fost... Oh, mi-a dat sabie de iron. A dropat-o. Pune rapid aici blocuri. Dar ne-a distrus patul, nu? Ba nu! Nu! Da-te! Nu avem pat distrus, Doamne ajută! Mamă, nu ne-a distrus patul? Vezi că o să vină, probabil. Vine redul, redul! Mamă. Și ăsta pune TNT? Mhm. Nu pune. Oricum sparge. Ah, bă, da, a pus. Vezi, ai grijă. Mamă, ce schemă! Ei, mamă, de ce copil. Aolo, nu-i problemă. Ai nevoie de ghie pe la Ascarion? Na. Da, dacă okay. Să-mi dea unul. Ok. Mersi. Să-mi iau un fireball, mamă, dacă de greu văd. Eu mă uit cu jumate, până ochelar jumate pe cealaltă parte. Da, nici eu nu prea văd așa bine. Parcă-s chioruș. Eu zic să mergem pe red. Vrei să mergem pe red? Ok. Da, hai să strângem de armură. Da. Doar că ideea e că o să ne atace și din celelalte părți. Acum avem patul distrus, deci nu prea mai avem ce să pierdem. Mm-hmm. Eu iau rapid niște blocuri ca să merg să iau diamante. Bine, bun. Hai că eu stau atunci aici în bază, pentru că n-am ce să fac. Văd că ăștia de la Pink și-au pus apă pe pat, din câte observ eu. Da, și-au pus. Mamă, și White la ei în bază, Mamă, vine White. Sunt pixare și diamante. Ok. Se bate cu White-ul. Nu știu dacă are... nu. Ok, i-am dat foc. Mamă, îl bate White-ul. Ok, l-a bătut White-ul. Timp, hai să facem timp, brother, să-i distrugem. Timp. Nu! Mamă, cum a scăpat, mamă, cum a scăpat Ascarion. Vine după mine. Mă bate ăsta. Mamă. Fug.
Să că vin acum unde ești? Nu știu ce-a făcut, poate a murit. O intra, era noi în bază? Că nu-l văd, eu nu-l văd. Mă, m-am aruncat ca prostul. Ai grijă, bun. Hai că iau Gepal, că trebuie neapărat că slow. Ce să facem noi oare asta, ce zici? Mamă, cum ar fi să câștigăm acum, ai lol. Trebuie să, mamă, deci ar fi meciul meciurilor. Da. Nu dai cu noi. Tactică, tactică, trebuie să avem o tactică. Nu știu, la red văd că ăștia se fac castel aici, Ascarion. Mamă, pe ești de bun, trag eu o bășină la ăștia în, mamă, în bază. Ce face asta ce face asta cu bășina, nu face zorul cu sabia. Păi Crăciunul ăsta a fost forță, ce crezi? Stai puțin. Stai puțin. M-am ascuns la ei, bro. Te-ai ascuns la ei? Da. Sunt de red? Da, la red, la red. Dacă vii să mă vezi, vii mid, hai mid. Dar poate de, mă descoperă și mă ping. Te văd. Blumester, mă. Eu nu te văd pe tine. Deci stai un pic, că mă gândesc ce să fac. Parcă nu m-aș duce, că ne-ar omorâ și i-ar lua mult. Da, nu știu ce să facem, sincer. Hai, oare să vii tu către ei, dar nu. Ăla stă acolo. Uh-huh. Mergem pe ei? Da, dacă încerci să spargi. Totul sau nimic? Hai. Am băgat Golden Apple. Hai. Ia din spatul! Asca! Nu! I-am bătut Asca, păcat că e murit. Da. Bine, bă. Mamă, dacă nu mai văd nimic. Iar armură. Nu mai văd nimic. Bine, mersi. Mamă, cum i-am bătut pe ăștia, lol. Dar îmi pare rău că ai murit. Asta e problema. Asta e acum. Mamă, dacă la în bază. Așa. Îmi poartă noroc cu bășina. Oare ce aș putea să-mi pun? Șarul de sun îmi pun, uite. Dar singur asta e chestia. Nu știu dacă aș putea face ceva. Mamă, dar cum am ieșit, cum am intrat ca mascații. Acum tu poți să ți dai, tu poți să ți dai jos, bro, că na, practic ai terminat meciul. Mi-ai așa pe jumate. Da. Dar nu știu la cine să mă duc. Oare? Stai că, uite, vezi că e un white care a sărit. Da. Se bate. Sunt doi, se bat. Rotat înapoi. O, bun. Și mai este unul, încă unul, dar nu știu unde s-o duc. Ăla altul a fugit. Mamă, iau perlă. Dar nu văd. Mamă, ce la green. Green și-a făcut casă. Pe bune? Și-a făcut glas cu... De toate. Auzi, Asca, am o întrebare. Crezi că o să reușesc să câștig meciul ăsta? Hai că da. Mașina mea, îți dai seama. Nice, nice. Câștigi acolo, să fie forță. Hai. Eu o să dau, mamă, dar mâna transpirată, nu te gândi la prostii. Bun, hai să vedem, o să-mi iau o perlă, cred că na. Și o poțină de invizibilitate iarăși. Unde-i potions? Invisibility. Deci green-ul are doar, n-are blocuri puse la pat super multe. Ok. Are doar așa, ca cât să acopere patul. Mai au un fireball. Am și TNT-uri. Ok. Și să-mi pun ceva enchanturi. Ia să vedem aici. Protection 1. Ok, mi-am pus... ok. Nu știu dacă nu mai pot pune nimic, ok. Am protection 2. Poți să-i ataci pe aia de la green, dacă vrei stau eu să zic când pleacă unul. Uite, sau aia de la white, cum mă duc? La white? Da. Stai că zic acum. Uite, aș putea să mă duc la white, bro. La white e unul singur acum la ei în bază. Ok. Dar are lemn. Mm-hmm. Și tot ăsta n-are foarte multe blocuri puse. Ok. Prieten, bag apple. Bun. Ia AFK. AFK, că mă bate ăsta. Mă bate, nu văd. Nu, okay. Te bate. Celălalt, ălalt unde-i? Ok, eu distrus patul. Mamă, și stăzi, nu mai... Altul e la green. Altul e la green, se bate cu green. Nu mai avem pat. Niciunul nu mai are pat. Nici echipă. Nu mai are niciunul pat? Da, și acum aș putea, poate, mamă. Dacă aș putea câștiga cumva Ascarion. L-au omorât pe unul de la green. Ok, și practic, mamă, rămân eu cu ăsta de la Waika, la e pro player. Am văzut. Și unde-i green-ul, oare? Că nu văd green-ul. Stai că-ți arată... Green-ul... Mamă, era speak and void. E fix, merge în față și după în dreapta. Se bate acolo. Ok. Deci fix în față și după dreapta, da? Da.
O să-i vezi. Vezi că e ăla, vine spre tine. Acum? Uite-l în spate, e în spate. Dă-i care puțină viață. Nu. M-a scăpat, bro. Vine pe sus. Așa, bravo. Okay. Așa încă. Mamă. Ah. Vezi dacă vine din spate. Nu vine. Nu. Vezi să nu te împingă. 6 viață are. Ok. Mamă. Cred că vine din spate. Vezi mai are puțin până să ajungă, dar o să vină. Asta ce face? Se baricadează acolo. Oh, bro. Taci. Nima, uite ce fac. Așa? Mai are 3 viață. Nu, că o să mă împingă. Ok. Nu știu ce să fac acum. Nu știu, o fugit. Să nu mă împingă astea numai. Trebuie să nu ții tu damage. Nu, uite. Dar ce să fac asta cu asta? Nu mai poate să mai pună blocuri, văd. Vezi să nu te împingă. Dă-mi tine. Olo, mamă. Asta, și cu ăsta, mamă, deși copil care își trăiește viața pe serverul ăsta. Nu mai pot. Aolo, și-o să mă împingă. Așa. Nu știu ce să fac, bro, asta e problema. Deci nu poate să se ducă mai sus, acolo să rămână prostul. Nu poate să... Păi da, vine să ne batem. O să mă pun ăla aici. Ăla de la green își pune acolo și upgrade-uri. Aolo. Lasă că e bine. Mm-hmm. E bine că eu iau mare bătaie. Și o să acum o să-mi sară, dacă construiesc o să-mi sară în cap. Sare! A sărit! Mamă. Bun, bine! Mamă. Du-te și bagă acolo de nepoleri. De unde? Noi suntem de la... Mă duc la red. Vezi să nu fie ăsta de la red cumva. Păi și-o murit? Green. Mamă, și acum parcă că iau full da, roșu s-a dus, mai ești tu doar tu cu green. Și acum să pic în voi, Dasca? Eu nu prea văd bine, bro, de la ochelarii ăștia. Nu prea văd bine. Mama, câștig meciul, Asca, câștig meciul? Wow, asta e puterea ochelarilor. Da. Deci dacă n-aveam ochelarii, nu câștigam. Oare iau damage dacă sar? Hai, că dacă nu mor. Da, cred. Și acum să vină asta pe mine la mare clean-up, că apoi ne-am dus. Luăm și o perlă. Poți să verifici, te rog, unde-i ăla? El în bază. Ok. Aba, nu, cred că vine spre tine. Da, vine spre tine. Ok. Sau? Nu știu. Eu așa-l văd. Că vine. Îmi pun protection 3, mi-am pus protection 3. Protection 3, ce nu s-a pus? What? Da, vine nebunul. Da? Unde-i acum? Să nu-mi sară în cap. Uite, trebuie să-l vezi, vine acum spre tine. În față sau unde? În față, vine din față. Eu nu, îl văd. Fii atent, mă pun cu F5-ul. Deci mă fac așa că... Stau la FK. Să nu dea perlă. Vezi că e pe pod? Bine, bă! Easy, Leanu, GG, easy. Cam ăsta a fost episodul Vereșanilor, vă mulțumim mult pentru atenția acordată. Eu am fost Andrei alături de Ascarion și desigur ne vom auzi data viitoare. Bye, bye, pa, pa. Salut. Pa, pa.